Lucrările la heliportul medical din Botoșani s-au finalizat. În această săptămână, o echipă de la Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în prezența reprezentanților, proiectantului, a antreprenorilor care au efectuat lucrările, a dirigintelui de șantier, a conducerii Consiliului Județean Botoșani și a comandanților ISU Botoșani, au demarat procesul de recepție a heliportului. După finalizarea procesului de recepție, va demara procesul de evaluare, autorizare și certificarea heliportului de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care se va încheia prin realizarea manualului heliportului. Valoarea totală a lucrărilor de construcții montaj cu tot cu TVA a depășit 1,5 milioane de lei. Heliportul medical este unul dintre proiectele care vizează modernizarea sistemului sanitar botoșănean.